Bună dimineața, bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii ZF, deschiderea de astăzi, 7 martie 2022, prima ediție din această săptămână. Discutăm cu Aurel Bernat, director general al BT Asset Management. Aurel, bună dimineața! Bună dimineața tuturor! Mulțumesc tare mult că ești alături de noi, Aurel. Hai să vedem în primul rând cum am lăsat ședința de vineri la Bursa de la București, ca să avem un punct de pornire pentru această săptămână, chiar și pentru ședința de astăzi. Am avut o scădere de minus 5,4% pentru indicele BET. Din ce am calculat noi, a fost cea mai abruptă scădere din martie 2020 încoace, deci din ultimii 2 ani, pentru ca indicele să închidă la un minim din iunie 2021 încoace. În weekend am văzut că au apărut deja informații potrivit cărora mai multe companii ies din Rusia, de menționat aici Visa, Mastercard, probabil vor fi companii care atunci când puneau criteriile ESG pe primul loc, acum vor renunța la operațiunile din Rusia. Tranzacții foarte mari la Bursa de la București săptămâna trecută, doar că o scădere a capitalizării. Cum vă poziționați voi în aceste zile destul de tulburi pentru bursele de acțiuni? Cum vă poziționați în piață? Aici pomeneai de 2020, aș face totuși o paralelă ca să spun și cum ne poziționăm. În general, după vești negative în piață, e firesc să vedem și scăderi în piețele bursiere. V-aș face o mențiune că totuși România nici nu este conectată atât de puternic cu Rusia, respectiv cu Ucraina. Companiile locale neavând operațiuni în zonele respective, așadar în mod normal și dependența sau impactul ar trebui să fie mult limitat. Iar în contextul existent, poziționarea noastră și până la urma fiecărui administrator de active este să mențină ceea ce și-a propus, și anume fondurile de acțiuni. Ca să fie fonduri de acțiuni, trebuie obligatoriu să aibă minim 85% acțiuni în portofoliu. Încă o dată menționez, România este piața pe care noi activăm în special. Deci cred mai degrabă că pe măsură ce sper în știri pozitive, să vedem chiar o liniștire a apelor. Eu fac comparația asta cu 2020 în continuare și uitându-mă la modul în care au reacționat piețele, este extrem de similar. Ca o consecință, o veste bună, oricât de mică ar fi din zona Ucrainei, face ca probabilitatea de liniștire a piețelor sau chiar de evoluții pozitive este suficient de mare. Legat de România, să-și mai spune că, tocmai mă uit pe cifre, noi de la începutul anului BET, spre exemplu, a scăzut minus 12%. Vine totuși de la niște maxime ale perioadei ianuarie-februarie și nu este neapărat îngrijorător. Doar cu titlu de exemplu, îți spun că până în data de 24, când a început, de fapt, invazia rusească în Ucraina, de exemplu, piața Poloniei era la 17% negativ. Așadar, efectul acesta se vede mult mai puternic în alte economii din jurul nostru decât în economia locală. Ca și balanță, Aurel, zilele acestea, retrageri, subscrieri, cum sunt lucrurile și ce spun investitorii? Pentru că mă uitam, de exemplu, săptămâna trecută, vorbesc aici la nivel direct, la nivel investitorului direct prin societăți de brokeraj. Panica a fost la ordinea zilei. Cum sunt lucrurile pentru fondurile de acțiuni? Nu aș denumi eu neapărat panică și nu pe zona de fonduri de acțiuni. Ce se vede este, ceea ce vedem evident, este o întreținere a răscumpărărilor în perioada asta. Uh-huh. Însă, spre deosebire de anii trecuți, vedem că foarte multă lume pune și întrebările acestea strategice. Oare nu e momentul să intru acum? Văd căderi de piață, poate ar merita să. Lucrurile acestea nu le-am văzut atât de puternic în trecut, ceea ce poate fi o treabă bună uitându-ne la viitor. Evident că nu știm niciunul dintre noi cât va dura povestea ucraineană și sunt doar presupuneri. Dar nu vedem o așa zisă fugă din acțiuni sau răscumpărări puternice.
ceea ce e un lucru bun. E mai degrabă o maturizare a investitorilor când, atunci când, iată, sunt scăderi și deja își ridică întrebări dacă ar fi de cumpărat acum? E mai la două lucruri. În primul rând, și conflictul ruso-ucrainean a început într-o perioadă în care bursele erau la maxime, deci putem vorbi chiar și de marcări de profit, pentru că cine a venit în ultimii 2 ani în piața de capital, trebuie să o spunem, în care două cifre profit investițional. Și atunci se poate că se suprapune și acest lucru, ceea ce cât se poate de firesc. În același timp, lumea dorește și să profite de aceste scăderi. Pentru că, exact cum spuneai și tu, totuși am avut o zi de vineri cu minus 5,35% scădere pe BET, care nu este puțin, nu e de lepădat și mai ales într-o economie care este foarte bine reprezentată din punct de vedere energetic, cel puțin piața din România, și unde în continuare companiile locale arată dividende puternice. Și dacă îl comparăm cu zona de venit fix, îi putem vorbi de 2-3 ani de randament în zona de venit fix la o astfel de volatilitate. Deci ceea ce zic este că merită încercat, evident, pe măsură ce și investitorii intră într-o zonă de confort, că a investi în aceste perioade este benefic. În drum pe toată lumea să se uite puțin înapoi la 2020, modul în care a evoluat piața atunci, respectiv pachetele de măsuri de susținere a economiei, ce rezultate au adus în piață. Probabilitatea ca și acum să se întâmple la fel este destul de mare după ce se calmează lucrurile. Acum, dacă mă uit, Aurel, de exemplu, și în această perioadă, pentru investitor mai apărea o situație și cu privire la inflație. Ori, din câte văd și pe piețele externe și din rapoartele analiștilor, acest război ar putea duce la scumpiri și mai mari, în special pe zona de energie. Voi cu ce scenarii lucrați aici? Care ar fi scenariile de bază? Scenariul de bază cu care putem lucra cu toții sunt scenariile pe care le face publice și BNR-ul în ceea ce privește inflația. Uh-huh. Dacă ne uităm pe site-ul BNR-ului, vedem inclusiv estimări pentru T2-2022. Sunt niște scenarii care sunt publice, apropiate de 10% ca inflație. Evident că inflația, fiind, aș i-a spune, un inamic nevăzut, trebuie să ținem cont, în primul rând, să ne protejăm de el. Iar faptul că prețurile la materii prime, la producător, în cele din urmă inflația la consumator se vede, în mod normal companiile sunt cele care transmit mai departe inflația. Așadar, marjele, e probabilitatea mare, atâta timp cât nu vedem, spre exemplu, o creștere a șomajului în economie la noi și global, să vedem, de fapt, răspunderea acestor prețuri la producător în preț final și, evident, în inflație. Iar cel mai bun mod de a te proteja de inflație este să investești în cele din urmă în economia reală, care, printre altele, este componenta de acțiuni și dividendele aferentelor. Ca și paletă investițională, am uitat și pe site-ul BT Asset Management, am văzut fonduri cu investiții în energie, tehnologie, agro, real estate. Care sunt planurile pentru perioada următoare? Plănuiți să lansați un alt fond cu expunere sectorială? În momentul acesta nu, pentru că noi reușim cu o gamă de 14 fonduri deschise de investiții să acoperim cam orice cerință pe care ar avea un client. Mie mi se pare, mai ales că am mai povestit și în emisiunile anterioare de acest subiect, mi se pare că fondurile sectoriale, acestea de energie, agro, real estate, tehnologie, creează o atracție foarte bună pentru clienți, pentru că se pot hotărâ, se pot decide foarte ușor care este zona în care ar investi fiecare dintre ei, care e atracția pentru fiecare din noi. Și în ultimii 2 ani, cel puțin, am văzut partea de energie, respectiv tehnologie, având un avânt extrem de bun în interesul clienților vis-a-vis de produsele noastre. Dar produse noi, în momentul de față, la cât de bine acoperim piața, preferăm să ne bazăm pe aceste produse și să creștem în viitor numai clienții. Aurel, în încheiere, mi-a plăcut tare mult paralela pe care ai făcut-o cu primăvara lui 2020, pentru că și atunci vorbeam de o degringoladă pe burse, vedeam indicele beta a avut pe 16 martie, dacă mi-aduc bine aminte, minus 9% și din câte am văzut vineri,
minus 5% a fost cea mai abruptă scădere de atunci, din martie 2020 încoace. Cum, sau mai degrabă, care ar fi mesajul pentru micii investitori? Pentru că de multe ori retail-ul copiază ce fac mari investitori, copiază ce fac administratori de fonduri mutuale, de fonduri de pensii. Care să fie strategia pentru aceste zile? Să stea pe cash, să nu vândă, să cumpere, să intre treptat la cumpărare? Mesajul meu e destul de simplu și pot spune că permanent repet același mesaj. Unu, în momentul în care piețele corectează deja, a zice, suficient, cea mai bună metodă de a profita de aceste corecții este investiția suplimentară, dacă e posibilă. Dacă investiția suplimentară nu mai este posibilă în funcție de portofoliul fiecăruia, atunci wait and see poate să fie o strategie bună. Ce aș sugera, în schimb, micilor investitori sau acelora care nu au o anumită sumă de investit acum, dar au intenția de a intra în piață, este foarte bine să vină în perioade succesive, recurent, în funcție de ce scăderi mai văd în piață, în ideea de a-și face un preț mediu cât mai atractiv lor, după care să rămână pe poziții pe un termen mediu-lung, până la momentul în care consideră că performanța este suficient de bună încât să facă o retragere din piața de capital. Deci una peste alta, cred că perseverența în momentele acestea este extrem de bună, respectiv gândirea pe termen lung e cheia, pentru că volatilitate, după cum vedem cu toții, poate exista și pe termen scurt și pe termen mediu, dar cine rămâne într-o piață de capital, mai ales cum este cea românească, din punctul meu de vedere pe termen lung, are doar de câștigat. Și ultimul aspect, mă uitam de exemplu și la rezultatele companiilor. Am văzut chiar dublări, triplări ale rezultatelor nete ale profitului față de 2020. Fundamentele până acum au rămas la fel, corecțiile sunt însă destul de abrupte. Companii care au chiar și minus 30% de la începutul anului în pofida unor rezultate pozitive. De unde, adică de ce reacționează atât de puternic investitorii? Pentru că, uite, ai menționat că expunerea pe Ucraina, pe Rusia nu este atât de, nu este, este spre zero. Nici în sectorul bancar românesc nu avem momentan o bancă rusească. Sberbank, înțeleg că în 2012, când vrea să cumpere Volksbank, s-a opus BNR, deci ne-a trecut glonțul pe la ureche. Aici eu cred că legat de scăderile din piață, totul este sentimental. Pentru nimeni nu este o zonă de confort să vezi la câteva sute de kilometri de noi o zonă de conflict. Okay. Cred că se și interpretează aici, doar aș mai menționa asta, cred că și interpretăm cu toții greșit puțin mesajele care sunt date în spațiu public, și anume, până la urmă, toate limitările și retragerile companiilor din spațiul rus vin ca un rezultat al pedepsirii Rusiei pentru interacțiunea din Ucraina. Și nu este o chestiune generalizată la nivel de global, la nivel de Europa sau global. Așadar, eu ceea ce cred este că ne trebuie acum curajul investițional să profităm de eventualele scăderi care au existat sau mai pot să apară și să fim convinși că piețele de capital de la o zi la alta pot mișca într-o direcție sau alta extrem de rapid și până la urmă primăvara e în fața noastră, deci chiar sper cu tot optimismul să avem și pe piețele de capital și ca intervenții umanitare să fim suficient de eficienți încât să nu suferim. Bun, încheiem, uite, cu un mesaj pozitiv. 7 martie 2022, Aurel Bernat, director general BT Asset Management. Aurel, mulțumim tare mult pentru discuție. Mulțumim și eu, Liviu, și tuturor. Până data viitoare, fir întins la acțiuni câștigătoare și multă sănătate. Numai bine! Știu ce spun. Putin pune mâna lângă butonul roșu. N-a reușit în nicio săptămână să devină cel mai urât dintre pământe. Lucrez mult.
Ucraina este tot în picioare. Irina, davai! Știu ce te interesează. Mai multe bănci rusești au fost excluse din sistemul rapid de plăți SWIFT. Uniunea Europeană a înghețat și activele lui Putin și ale lui Lavrov. A venit după o intervenție a eroului Zelenski. Știu cum să te fac curios. Un fost polițist a furat mai multe seifuri pline cu bani. Vrem să mergem la poliție că se câștigă bine. Știu cum să te emoționez. My country is being attacked. Save Ukraine because our soldiers are dying there. Știu să conving. Что ответ России будет незамедлительным. Нашим державы так буде далі. История Русії condamnă pe acest pitic KGB-ist. Știu să câștig. Evident nu am avut note pentru că știu, deci știi.